Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri, 24 martie. Și acum să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, pe partea de dragoste, partea de sănătate și bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici Marea Preoteasă, arcana majoră care în tarot reprezintă luna. Astăzi, mai mult decât de obicei, este foarte, foarte important să vă ascultați intuiția. Fiți atenți la mesajele care o să le primiți prin intermediul viselor, prin intermediul sincronicităților, atunci când vedeți aceleași cifre că se repetă, aceleași cuvinte, aceleași simboluri care se repetă de mai multe ori în decursul acestei zile, poate chiar aceleași animale care vă tot apar în cale. Căutați rapid pe Google semnificația acestor simboluri ca să vă clarificați puțin ce înseamnă aceste lucruri pentru voi. Dacă aveți întrebări pe partea de dragoste, vă recomand să urmăriți etalările interactive care le-am pregătit pentru voi, pentru că această mare preoteasă pe energia de dragoste în această zi o să vă ajute să puteți să alegeți intuitiv exact grupul de cărți care conține mesajul perfect pentru voi. Vă las aici, la colțul din dreapta sus, linkul către playlistul în care am pus toate aceste etalări interactive care le-am pregătit pentru voi și dacă aveți o întrebare la care încă nu găsiți răspunsul în acest playlist, lăsați-o în comentarii și o să țin cont de sugestiile voastre atunci când pregătesc următoarele etalări interactive. Bun, și revenind la energia acestei zile. O să simțiți că anumite lucruri se întâmplă înainte să se întâmple. O să știți exact ce vrea să spună partenerul sau partenera voastră înainte să vă spună aceste lucruri. O să aveți așa un al șaselea simț, un presentiment care vă urmărește toată ziua. Nu vă speriați de acest presentiment, nu vă speriați de acest al șaselea simț. Este doar glanda voastră pineală care se reactivează, este al treilea ochi, este intuiția voastră care vrea să comunice cu voi, vrea să vă ajute și e important să nu vă fie frică de această intuiție pentru că este un dar divin, este modul în care divinitatea comunică cu voi și este important să lucrați asupra acestei capabilități, să vă îmbunătățiți intuiția, să nu vă speriați de aceste atribute pe care le dobândiți în această zi pentru că sunt în folosul vostru și dacă învățați să folosiți aceste lucruri pentru binele vostru și pentru binele oamenilor din jurul vostru, o să vedeți că atât viața voastră cât și a oamenilor care vă înconjoară o să se îmbunătățească. Dar, și aici mare atenție, e foarte important să vă folosiți aceste daruri doar în scopuri benefice. Nu le folosiți ca să manipulați oamenii, nu le folosiți ca să obțineți beneficii în detrimentul altor persoane. Dacă puteți, încercați astăzi să petreceți puțin timp pe malul apei, că e vorba de un râu, de un lac, mare sau ocean, indiferent ce aveți voi la dispoziție în jurul vostru, încercați să petreceți puțin timp alături de apă, pentru că acest lucru o să vă calmeze și o să vă mărească intuiția. De asemenea, astăzi este recomandat să petreceți timp în practici meditative, de rugăciune, practici spirituale și dacă nu aveți cum să ajungeți lângă o apă, lângă un râu sau un lac, încercați măcar să faceți o baie caldă cu spumă sau cu sare sau un duș fierbinte pentru că toate aceste lucruri o să vă ajute să vă eliberați de toată energia acumulată în această zi. În general, în relații, astăzi lăsați-vă ghidați de intuiție. Fie că sunteți singuri sau sunteți deja în cuplu, aici intuiția voastră o să vă dea mesajul pe care trebuie să-l auziți. Pe partea de sănătate avem aici treiul de cupe. Astăzi e important să vă acordați puțin timp pentru voi înșivă, indiferent de ce aveți nevoie să faceți, că vreți să stați pe canapea să vă uitați la un film, să citiți o carte, să vă întâlniți cu prietenii, să mergeți la coafor, să vă faceți manicura, să mergeți la cumpărături, orice ar fi, orice activitate vă reîncarcă vouă bateriile și vă face să vă simțiți mai bine, acordați puțin timp pentru aceste activități astăzi, pentru că aveți nevoie aici să vă reîncărcați bateriile, să vă relaxați, să vă detașați și dacă nu faceți aceste lucruri acum, toată tensiunea o să se tot acumuleze în organismul vostru și la un moment dat
o să se manifeste fizic sub forma unor probleme de sănătate. Prin urmare, astăzi aveți grijă de voi, menajați-vă, protejați-vă, relaxați-vă, pentru că aceste momente de relaxare nu sunt niște momente egoiste, sunt niște momente absolut necesare ca să puteți să continuați să o duceți în ritmul alert în care vă trăiți viața. Și dacă mă uit mai bine la toate cărțile care au ieșit astăzi, ar fi indicat dacă puteți să vă luați o zi de concediu, să vă luați o zi doar pentru voi înșivă. Pentru că aici universul vă agasează cu mesaje intuitive. Voi vă simțiți supra-solicitați și dacă mergem mai departe și pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici nouăle de bute. Puneți bariere în jurul vostru, vă protejați, vă menajați. Încercați dacă puteți să vă luați o zi liberă, o zi de concediu și să petreceți timpul altfel decât ați face-o într-o zi normală de miercuri. Dacă până acum erați izolați la domiciliu, mergeți și petreceți ziua cu familia sau cu prietenii. Dacă toată ziua erați la serviciu, înconjurați de oameni, stați acasă singuri și faceți activități care vă fac plăcere. De asemenea, pe partea de sănătate, încercați astăzi să vă detașați cât de mult posibil puteți de telefon, televizor, laptop, tabletă. Detașați-vă de toate aceste gadgeturi digitale. Petreceți timp cu oameni, cu plante, cu animale, cu lucruri care vibrează a viață, nu cu lucruri care să vibreze mecanic. În carieră, în afaceri, pe aspectele financiare ale existenței voastre, vedem aici că sunteți puțin supra-solicitați și astăzi ar fi indicat să cereți ajutor. La lucru, dacă aveți prea multe task-uri, prea multe activități de făcut, nu ezitați să cereți ajutor. În afaceri, dacă toată lumea apelează la voi și vedeți că nu mai reușiți să faceți față la toate comenzile, la toți clienții pe care îi aveți, găsiți-vă un colaborator, cineva care operează în aceeași industrie, în același domeniu cu voi și care ar fi dispus sau dispusă să vină să vă ajute în această perioadă în care voi sunteți supra-solicitați. Pentru că altfel o să ajungeți la surmenaj, o să ajungeți în punctul în care efectiv nu o să mai fiți în stare să faceți nimic. Încă nu e prea târziu, încă mai aveți la dispoziție puțin timp ca să luați măsuri corective aici, ca să vă protejați, ca să vă asigurați că lucrurile o să iasă așa cum vreți voi să iasă. Sunteți mai puternici decât credeți, sunteți mai înțelepți decât lumea vă crede și astăzi este ziua ideală să demonstrați această înțelepciune prin deciziile pe care le luați. Și încă o dată, dacă puteți, încercați să vă luați o zi liberă. Nu o să fie o tragedie, nu o să se oprească lumea în loc dacă voi vă acordați o zi pentru a vă îngriji, pentru a avea grijă de voi. Dimpotrivă, mâine o să puteți să reveniți cu mai multă energie, cu mai multă stabilitate, cu mai mult calm, cu o perspectivă nouă, fresh, cu soluția perfectă pentru toate problemele. Pentru cei care sunteți investitori, fie că investiți pe bursă sau faceți voi așa niște investiții mai minore aici colo, astăzi este important să nu vă asumați riscuri. Mergeți pe investiții tradiționale, pe investiții testate, mergeți pe varianta sigură, nu riscați. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Ca să completăm aceste mesaje de la cărțile de tarot, avem această carte care a vrut să sară. Hai să vedem. Mesajul pentru această zi este următorul. Mintea mea este un instrument eficient de vindecare. Orice boală conține o lecție pe care trebuie să o învăț. Și aici aș extrapola puțin mesajul. Nu doar orice boală, ci orice lucru negativ care vine în viața voastră, că sunt oameni negativiști, că sunt pierderi pe care le suferiți, că sunt eșecuri în viața personală, în viața profesională, orice ar fi, toate aceste lucruri, de fapt, sunt niște lecții pe care Universul ni le pune în cale ca să învățăm. Și în funcție de răspunsul nostru la aceste lecții, în funcție de cât de bine sau cât de rău am învățat lecția, o să fim și răsplătiți cu o notă mai mare sau cu o notă mai mică. Dacă avem note mari, o să luăm și bursă. Dacă avem doar note mici, s-ar putea să rămânem repetenți. Prin urmare, atunci când aceste lucruri negative, persoane, boli, eșecuri, pierderi, apar în viața voastră, încercați să vedeți și partea pozitivă, încercați să găsiți lecția pe care trebuie să o învățați de acolo
și asigurați-vă că nu o să mai repetați aceeași greșeală și a doua oară și Universul o să aprecieze acest lucru și o să vă răsplătească. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!